Este pregătit cofrajul de turna beton. Am reușit să prind totul foarte bine. Și am mai băgat eu câte un cupon din ăsta de 1 metru la fiecare stâlp. Vine fier de 14. Atât am avut. Pe partea asta am prins cu spumă de montaj un profil L. A ieșit dimensiunile foarte bine, numai că aici o să trebuiască să mai bag o scândură până în partea aia, am dat și semnul. Dar o să fac după ce dau cu laserul. Asta și fac acum, aștept să se întunece, ca să pot să dau cotele cu laserul și să fie gata. Deci munca grea a trecut, mâine o să turn betonul și nu o să mai am niciun stres pe anul ăsta. O să pot să vin chiar când vreau la muncă și să lipsesc cât vreau. Aici am făcut în cruce, de asta am și pus pământ pe margini. Vedeți, asta este nivelul de la cofraj și asta e de la stâlpi. Bine că marja de eroare așa este de 2 cm, în schimb în partea asta așa un singur centimetru, de asta am și pus profilele astea ca să nu se miște într-o parte și în alta, pentru că dacă s-au mișcat alea trebuie să-i tai sau să-i strâmb. Și dacă tot am făcut o lucrare cât de cât frumoșică la mine acasă, bineînțeles, pe la cofraj am pus pământ ca să nu fugă, pentru că nu m-am bătut cine știe ce lemnele astea în pământ, dar este destul de mic, deci să sperăm că o să fie la sfoară totul mâine, când o să torn betonul și o să revin cu un videoclip după ce îl torn. După ce scot balastrul ăsta, o să scot și pământul de lângă și o să bag la loc, în loc de pământ o să bag balastru. Din ala roșu de carieră este puțin mai murdar, bineînțeles. Aici văd că a fugit puțin, dar n-are nimic. O să-l și vibrez de data asta, betonul, de asta am și pus balastul peste tot pe aici, pentru că atunci când vibrez se mai umflă. În special în zona asta aici, pentru că este puțin cam sus, cam 20 de centimetri și sunt riscuri. Vă salut!